Am înghițit, doctore, gocoșile mași de foarte bune. Mulțumim mult de tot și continuăm emisiunea Oameni Buni. Doctorul Cristian Andrei, prietenul nostru, celebru doctor. Astăzi vorbim despre o temă pe care mulți părinți o abordează. Dom'le, este în regulă să pleci doar cu partenerul în concediu, să lași copiii acasă? Că foarte multă lume se simte vinovată. Bă, copiii sunt în vacanță, unde plec eu fără copii? Las acasă sau la bunici? Eu mă duc să văd lumea asta și pe ei las acolo. Păi e normal. Și dacă e normal, e cum le spunem copiilor, sau dacă nu e normal. Haideți să vorbim despre lucru ăsta, doctore. Haideți să vedem exact cum stau lucrurile. Omul vrea să plece în vacanță și vrea să plece liniștit, așa că hai să-l liniștim și pe el. Da. Om de copii, bă, tată de copii. Da, exact. Deci plec cu ei. Ai putea să pleci fără ei dacă îndeplinești niște condiții. Perfect. Ideea e că vă răspunde pe acum, vreo 70% din oameni au zis că nu ar pleca fără copii în vacanță. Mm-hmm. Deci, atenție mare. Mm-hmm. Și asta pentru că mamele sunt cele care nu pot să facă asta cu ușurință. Cum să las copilul? O las cu soacra mea? Păi soacra mea n-a avut grijă de tine când erai mic, dar păi de mine. Nu pot să... Am primit, acum ca să fac un intermeț, da. Am primit reclamații că mă leg prea mult de soacră. Doamnelor, îmi cer iertare. Este un exemplu pur și simplu social, psihosocial, nu este nimic personal. Vă admir pentru câte lucruri faceți pentru fiii și fiicele noastre. Nu, dar parcă presimt așa, simt, am sughițat aseară, știi? Da, ok, am înțeles. Soacrele din lumea întreagă s-au unit. Dar mamele sunt cele care lasă cu greu copilul acasă. Tații de-abia așteaptă, ei au un exercițiu așa, au încă din feciorie, din tinerețea lor, din când erau burlaci, au acest instinct de a pleca fără să se uite în urmă. Mamele nu. Soțiile lor sunt cele care se gândesc cu cât copilul este mai mic, cu atât trebuie ținut mai aproape, să-l văd eu, să-l îmbrac eu, să-l dau eu cu mâna mea să mănânce, să-l pun eu la plajă, să-l dau cu cremă de protecție și așa mai departe. Dar, vreți familie în continuare? Trebuie să aveți cuplu în continuare. Căci, chiar dacă nu vă este foarte familiar acest lucru, familia gravitează în jurul cuplului. Da? Mama și tata, ea și el, cei care erau la început, da? Cei Adam și Eva. Ei, ăștia doi, Adam și Eva, mai au nevoie de vacanța lor, cu intimitate. Nu neapărat erotică, dar e vorba de a sta până târziu fără griji, de a o face la dreapta sau la stânga în funcție de inspirație. Nu poți cu copilul să faci toate aceste lucruri. Și este știut. Pleci cu copii în concediu, pleci pentru copii. Nu-ți fă iluzii că pleci pentru tine. Doar dacă reușești să te liniștești lăsând copiii acasă, atunci poți să spui că în calitate de părinte ai o vacanță în cuplu sau chiar de unul singur. Ori pentru asta sunt niște lucruri de făcut. Eu, de exemplu, mă simt vinovat dacă plec fără copii în vacanță. Păi și de ce? Că probabil nu am atât de multe vacanțe cu ei sau nu am atât de mult timp liber ca să merg da, în vacanță cu ei. Numai că se poate atinge un obiectiv măreț și anume să se bucure și copiii de concediu pe care îl faci tu fără ei. Trebuie să o mestec pe asta bine. Dar uite, am făcut pentru prima dată Andra și copiii și părinții Andrei, socrii mei și sora Andrei au plecat 7 zile pentru că eu eram aici zi de zi la emisiune și n-am putut și mi s-a părut nedrept să-i țin pe copii la asfalt, cum se spune, și au avut o săptămână liberă și s-au dus în vacanță. Mm-hmm. Și mi s-a părut că a fost săptămâna în care timpul a trecut cel mai greu. Mi s-a părut că niciodată parcă n-a trecut timpul așa. Liniștește-te, tati. Pentru că așa cum părinții își doresc să plece și ei fără copii, și copiii își doresc ca părinții să mai plece de pe acasă, cu condiția ca ei, copiii, să aibă ceva pentru ei cu adevărat. Adică să nu există această atmosferă de abandon, ne-a lăsat acasă, singuri, da? Să fie niște prieteni de-ai lor pe acasă, pe acolo, să fie și pentru ei o vacanță, nu doar o așteptare sau un abandon. În general, dacă te duci, poți să te duci și în emisfera cealaltă a globului pământesc, ideea este să nu stai plecat mai mult de 3 săptămâni. Adică, așa, după vreo 20 de zile ar merita cel târziu să ajungi în preajma copiilor, să mai renozi relația ei cu ei, că altfel te trezești că nu mai știu cum te cheamă sau cine este nenea asta sau tantea asta. Există și astfel de cazuri, chiar dacă nu vă vine să credeți. Da? Copiii se adaptează la lipsa părinților. Un alt lucru foarte important. Nu mințiți. Nu-i mințiți pe ăștia mici că vă duceți cu treabă. Că șeful v-a spus că trebuie neapărat să lipsiți o săptămână, 10 zile. Nu le spuneți că, vai de capul vostru, nu vă distrați. Descrieți ce urmează să faceți în vacanța pe care ați putea o avea fără copii. Adică, realmente, fii onest. Copilul tău va simți că te bucuri și așa cum tu te bucuri de bucuria copiilor tăi, și ăștia mici te bucură de faptul că tu te simți bine. Mai ales mamele. Eu am serioase dificultăți în a le convinge pe mame că acești copilași
mai ales dacă sunt mai măricei așa de școală, se bucură dacă mama se distrează. Ei nu o să spună, mama se simte bine, asta înseamnă că ne-a abandonat. Ei o să spună, mami, ce bine dansezi, ce bine că te-ai distrat, povestește-ne. Păi povestești, da? Și foarte bine este să povestești dinainte. Unde o să te duci? Ce o să faci? Cu cine te întâlnești? Cum e prietenul ăla mai gras și cu soția lui mai slăbuță? Și copiii o să aibă în capul lor un film foarte interesant despre vacanța ta. Să le spui întreaga poveste ca ei să-și imagineze. Exact. Pentru că singura dificultate este această senzație de abandon. M-a lăsat, da? Dar dacă tu umpli acest gol al lipsei tale de acasă cu povestea vacanței tale încă dinainte, s-ar putea să fie frumos și pentru cei mici. Sunt mesaje de la oameni care zic că, într-adevăr, dr. Cristian Andrei are dreptate, ceea ce noi știm, vacanța cu copii este pentru copii, dar după aia plecăm și noi doar părinții să ne odihnim. Prima dată ne-a fost mai greu când am plecat fără copii, după aia a început să ne placă. Aha. E ca un fel de revelionul ospătarilor. Dar, într-adevăr... Uite, altcineva zice, domnule, am plecat o săptămână fără copii, n-am mai putut de dorul lor, nu m-am distrat deloc în vacanță. Doamnă sau domn? O doamnă. Normal. A zis că nu a mai fost, adică n-a fost om toată vacanța aia. Da, pentru că acest lucru trebuie pregătit dinainte. Mamele și uneori și tații care nu reușesc să se bucure de vacanță în absența copiilor lor, sunt oameni care, de fapt, încă dinainte de a se căsători, nu prea s-au distrat, au avut numai simțul datoriei, mersul la școală, note mari și așa mai departe, voie de la părinți. Nu acest hedonism, această plăcere de a se simți bine cu prietenii, de exemplu, da? Plecați undeva, și nu au cultură socială. Există și inteligență socială, nu numai inteligență emoțională, cum se vorbește peste tot. Adică această capacitate de a fi sufletul petrecerii, de exemplu, de a fi un om de viață, de a fi un bun prieten pentru ceilalți, nu numai pentru cei din familia ta, și asta îți face viața frumoasă. Amintiri frumoase ai din aceste vacanțe. Da? Nu doar din cele în care ai luat caserole de mâncare pentru copii cu tine. Înseamnă că la mine eu am problema asta. Cu caserolele? Nu cu caserolele, cu vacanța. Andra, de exemplu, înțelege chestia asta, adică 7 zile în vacanță așa, dar mie sunt și tați care, că zice asta, numai mamele. Intrăm acum în vacanță și te iau într-o terapie, da, pentru că e vorba de vinovăția pe care probabil că ai dezvoltat-o tu de-a lungul timpului. Perfect, vreau să merg la terapie la doctorul Cristian Andrei Ciucă, luăm un vinuț și dacă ne primește domnul doctor, că și tu mergi la terapia asta, la Târgoviște, dumnealui de unde face live-urile pe Facebook, că și în seara asta cred că are live pe Facebook, la ora 20, are o rulotă asta, în livadă, acolo. Am văzut. Mm-hmm. Dar fără vin, cine v-a spus că se merge cu vin la doctor? Păi nu se merge cu vin la doctor? Păi la psiholog, dacă nu bei vin, se dezleagă limba. Să nu confundăm specialitățile. Eu sunt... Dacă păi nu, noi să bem, adică dacă să voi beți vin, nu aveți nevoie de mine, vorbiți între voi. Am înțeles, bun. Dar spuneați la un moment dat că am făcut un podcast împreună, e pe canalul de YouTube Acasă la Măruță, despre călătorii și cât de bine e să călătorești și câte lucruri descoperi. Și spuneați că călătoria înseamnă și înțărcatul copilului. Da. Pentru că în felul acesta, distanța pe care o pui între tine și copil se mărește într-o manieră necesară, naturală. E plecat, dar unde e plecat, ce face, este foarte important. Există un film, Amélie, da, foarte frumos, în care fetița își închipuie ce se întâmplă cu tatăl ei când lipsește. Deci, da, trimitea vederile? Exact, exact. Da, foarte fain filmul, Amélie. Adică copiii reușesc să supraviețuiască unei vacanțe a părinților fără niciun fel de problemă, nu vă faceți griji, doar că trebuie făcut într-un fel anume acest lucru, cu povestea vacanței încă dinainte spusă, cu sinceritatea bucuriei pe care poți să o ai în vacanța respectivă și cu a umple timpul copiilor rămași acasă cu ceva care este pe placul lor. Toți copiii vor să plece părinții de acasă. Tu nu-ți doreai asta? Da. Dacă eu plec în vacanță fără copil, asta înseamnă să rămână cu cineva și sigur va sta închis într-o casă. Pe acest lucru... Asta multă lume se gândește, da, asta. Bă, las pe copil, nu mai eu pot să am grijă cum trebuie de el. Ocupă-te puțin și de timpul copilului respectiv, adică și de anturajul lui, de persoanele care îi face plăcere să fie prin preajmă și de lucrurile interesante pe care le poate face în vacanță. Noi suntem într-o criză a imaginației părinților la ora actuală și a profesorilor. Oamenii ăștia adulți nu-și mai imaginează lucruri deosebite, țăcănite pentru copii. Doar aceleași ecrane și aceleași sejururi la televizor. Păi nu, există o sumedenie de lucruri pe care le poți face pentru copiii tăi când sunt acasă. De exemplu, să înveți cum se udă iarba. Furtunul, vara, fără sisteme de irigații scumpe, le place. Da? Sau... Trebuie să intri în mintea copilor, absolut, să te joci cu ei, nu? Unde locuiește cărtița? Dar nu e cărtița? Cel mai ușor.
Îți trebuie un pic de exercițiu, da? Asta cu cârtița mi-aduce aminte de ceva. Părinții mei au fost la mine și pentru că și David și Eva și era și verișorul lor la noi, tot, aveau tot felul de activități de făcut. Tata a venit cu o idee extraordinară și le-a zis, fiți atenți, ați văzut acolo e o cârtiță. Cine prinde cârtița aia, merge, nu știu, primește, le dădea ceva. O zi întreagă își cumpără ce vor ei sau nu știu, habar n-am. Dacă n-au stat copii o zi întreagă să pândească cârtița aia și căutau pe internet cum poți să prinzi o cârtiță și începuse să-și facă tot felul de instrumente. Deci chiar super activitatea asta. Exact. Și le dai de lucru copiilor, sunt fericiți să facă asta. Poți să le dai și să adune câte o frunzuliță de pe jos și să facă colecție cu un beneficiu, bineînțeles, pentru ei. În timpul ăsta tu poți să faci plajă, nu? Doctore, avem o întrebare care mi se pare extrem de interesantă și aș vrea să văd cum răspundeți la întrebarea asta, pentru că este o întrebare pe care am văzut-o de la mai mulți telespectatori. Oamenii au curaj să întrebe diverse lucruri pentru că nu sunt față în față, nu-i vede în lumea, nu știe cine ar trimis mesajul. Și cineva zice în felul următor. Doctore, soția are încredere în mama ei mai mult decât în mama mea și îi dă copilul mai mult lui maică sa decât lui mama mea. Poate să-mi zică de ce? Adică dumneavoastră să zici de ce? Nu e simplu. Cum adică să ai încredere mai mult în soacră? Doamnelor, n-am nimic cu dumneavoastră, soacrele. Dar cum să ai încredere mai mult în soacră decât în mama? Da? Există două feluri de femei care sunt la vârsta respectivă. Soacra și mama. De fapt, mame sunt amândouă. Da. Dar se vede că această soacră este o mamă prin opoziție. Da? Este o mamă pe invers, ca să spunem așa. Este o mamă care veghează la fericirea propriului copil și nu la fericirea ta. Nu este așa. Dacă te-ai îndrăgostit de acest bărbat sau de această femeie, înseamnă că ești de acord și cu mama sau tatăl acestei persoane și ca atare poți să-ți lași copiii cu el sau cu ea. Nu? Adică, practic, prietenul prietenului meu e prietenul meu, nu? Da. Mama soției mele, da, este apropiată de mine pentru că am luat-o cu soția mea. De ce să stea copiii mai mult la maică ta decât la mama? Este vorba de acest conflict între familiile de origine. La voi se face așa, la noi se face altfel. Da. La voi se spune târnați, la noi se spune cerdac. Mai ales când vin din zone târnați etnic. La noi în Oltenia, nu Ciucă? Da. Și prin Ardeale mai este târnați. Da. Și bineînțeles că înseamnă că nu s-a încheiat acest conflict între civilizațiile celor două familii. Da? Încă nu s-au... nu s-a controlat o cultură a acestei mici familii care s-a alcătuit prin cei doi tinerei. Și bineînțeles că dacă stai puțin cu simțul umorului de vorbă cu soțul sau soția, ajungi la ideea că acești copii pot să învețe unele lucruri de la părinții tăi, unele lucruri de la părinții mei. Și pot să aibă, așa cum au medici, prin diverse specialități, nu? Stagiatura, rezidențiatul, tot așa copiii tăi pot să învețe de la părinții lui... Da. Ce e cu animalele, de la părinții ei, ce e cu bibliotecile, merge foarte bine, nu? Perfect. Ca o concluzie, așa că ne apropiem de finalul discuției noastre și avem și un procent destul de mare de telespectatori care nu pot să plece fără copii în vacanță, nu vor să plece fără copii în vacanță, cât e? 69 și 31 care pot să plece. Este uimitor, este reprobabil, este groaznic. Aceste familii sunt în pericol, vă spun foarte serios. Ca să-ți consolidezi cuplul, ai nevoie de timp pentru tine și soția sau soțul tău. Este extrem de important să mai existați și voi, cei cu care a început lumea. Da? Și de asemenea, nu uitați, pe măsură ce trece timpul și renunți la vacanțele tale de dragul copilor, inconștient, și ăsta e limbaj de psiholog, de psihoterapeut, inconștient începi să ai o ostilitate față de copiii tăi. Ai senzația că trebuie să le ceri foarte multe lucruri la bătrânețe, că și tu ai sacrificat pentru ei. De ce să existe jocul ăsta al sacrificiilor? Ce tare e asta! Adică dacă tu, practic, nu poți să-i lași pe copii, o să le ceri la bătrânețe, că bineînțeles, că tu ai renunțat la vacanțele tale, la plăcerile tale. Copiii se bucură de plăcerile părinților. Priviți-i cum se uită la voi când mâncați întâi voi supa aceea din farfurie. Este un experiment pe care îl recomand tuturor părinților. Puneți-vă întâi vouă de mâncare și după aceea o să vedeți cum cer copiii singuri. Nu mai stați după copii cu polonicul. Da? Și o să fie fantastic momentul acela natural în care copilul se bucură de bucuria părintelui și vrea și el cândva să aibă această bucurie. Adevărul că dacă mi-e poftă de mâncare și mă pun în bucătărie și fac ceva, imediat copiii vor să mănânce. Absolut, așa e natural. Zice cineva, domnule doctor, înțeleg perfect, plecăm fără copii în vacanță, dar ce mă fac cu soțul, nu vrea să plecăm fără prieteni? Fără prieteni? Da, adică nu pot doar ei doi, soțul nu merg copiii, dar luăm prieteni. Asta e o problemă serioasă. Uneori și ea vrea cu prietenele ei, alteori și el vrea cu prietenii lui, că e vorba de cu cine râzi și cu cine bei.
Dar aceste lucruri se reglează micșorând, fragmentând vacanțele. O părticică de vacanță pentru ai tăi, o părticică de vacanță pentru ai mei sau pentru mine. Nu uitați că nu cantitatea contează. De multe ori și o zi și o noapte, dacă ai avut cu soțul sau soția ta, sunt de pomină, de calitate superioară, un city break sau ceva de genul ăsta, pot să-ți creeze niște amintiri extraordinare. Nu trebuie să stai neapărat 2 săptămâni plecat de acasă ca să spui că ai avut vacanță. Și o întrebare care vine dintr-un răspuns pe care l-ați dat mai devreme, întreabă Bianca, dar dacă eu doresc ca copilul meu să stea mai mult la soacră mea, ce înseamnă asta? Înseamnă că este iubire față de părinți, un respect față de faptul că părinții dumneavoastră, doamnă, vor să meargă și ei la mare, cuplul lor încă mai funcționează, probabil. Sau? Sau ce? Ok. Bun. Cineva zice, domnule, ne permitem o singură vacanță și atunci e normal să mergem cu copiii. Și această vacanță poate fi fragmentată. Nu uitați, măcar o zi, vă rog eu frumos. Adică am ajuns să mă lupt cu dumneavoastră pentru dumneavoastră. Da, deci ați ascultat domnul doctor Cristian Andrei. Oricum, domnul doctor vă așteaptă și pe pagina de Facebook, unde vorbește foarte multe lucruri interesante. Și mi-a atras atenția că ați avut, cred că săptămâna trecută am văzut undeva pe TikTok sau undeva, că spuneați că nu există prietenie între bărbat și femeie, că sigur se întâmplă și ceva acolo. Da, că este o atracție undeva, dar e natural să fie așa. Deci nu există prietenie, doar prietenie între un bărbat și o femeie. Știam. Chiar și la pensie și chiar și după menopauză. Pentru mai multe, căutați-l pe doctorul Cristian Andrei, oameni buni, pe pagina de Facebook, căutați-l pe YouTube. Este un om extraordinar și lumea vrea să vă întâlnească, să, unde vă găsește. Și l-am spus întotdeauna, Institutul de Relații Umane. Umane. Da, în acolo... seara o să vorbim pe live despre cum să nu te îndrăgostești. Că sunt unii care nu vor, dumnezeu, să se îndrăgostească. Li se pare că își pierd viața dacă se întâmplă lucrul ăsta. Bine, ce ține de tine asta? Mai ține și de tine. Că uneori... sal calul, adică pur și simplu te înfierbinți prea tare. Cum nu vreau să mă îndrăgostesc? Da. Păi da, dar nu mai ține de tine, nu? Ba da, ba da, ba da. E o taină, e adevărat, că în Biblie așa scrie. Există taina nașterii, a dragostei și a morții, da? Dragostea nu este în atribuția noastră, vine de sus, de undeva. Dar se poate ca un om să-și modereze puțin confuziile pe care le are, pentru că de multe ori ai nevoie de ceva, nu te îndrăgostești. Sau alte ori celălalt îți face ceva și nu tu te îndrăgostești. Mulți fac confuzie între dragoste și o sumedenie de alte bazaconii. Am înțeles. Celebrul doctor Cristian Andrei, oameni buni, vă așteaptă pe pagina lui de Facebook. Doctor, abia aștept să ne reîntâlnim aici la emisiune, pentru că în curând o să intrăm și noi în vacanță, dar după ce revenim, ne vedem din nou voioși și sănătoși. Și vă mulțumim mult de tot. O reală bucurie de fiecare dată când avem alături de noi. Vacanță plăcută cu Andra. Mulțumesc mult de tot. Doctorul Cristian Andrei, oameni buni, mulțumim mult de tot celor care ne trimiteți mesaje, celor care răspundeți prin aceste QR coduri pe care noi le folosim pe ecran și vă implicați la emisiunea noastră. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!